spectacole, concerte, evenimente online și cu fără zahăr sau cu jumătate din fără zahăr în seara aceasta. Multe întâlniri în online și cu fanii fără zahăr. Următoarea întâlnire de genul acesta chiar în proximitatea și îndrăzni să spun. Bobby, mulțumesc că dăruiești Românie. Sigur, mi-ar fi plăcut să fim în studioul televiziunii române, dar până revenim la viața noastră de altă dată, povestește-ne puțin despre voi și despre cum reușiți să vă așezați pe scenă pentru publicul vostru, chiar și așa. În primul rând, nu pot să nu remarc că a fulgerat în București. Da. Da, așa spus. Uite, ne-am așezat pe o terasă și am zis, hai să avem o scenografie inedită, știi? Și a venit ploaia. Furtuna, mai bine zis. Eu îți mulțumesc pentru invitație. Ce să spun, siguranța a fost greu pentru toată lumea. Eu, așa fiind un consumator de istorii negative, am stat pur și simplu și m-am gândit că au existat perioade mult mai nasoale și că poate nu a trebuit să ne plângem chiar cu una, cu două. În fond, și la urma urmei a fost două luni și ceva de blocaj, ok. Dar nu au fost războaie, nu ne-a scos nimeni cu fața din casă, n-au venit rușii, când dai voie să zic. Știu că orice problemă pare gravă, fiindcă e a noastră, fiindcă o avem. Dar privind puțin în urmă, cred că a trecut poporul nostru peste momente incomparabil mai nasoale. Așa că zic că a trebuit să, cu pieptul înainte, să ne adaptăm situația. E clar că pentru voi lucrurile au mers pe mai departe, poate nu neapărat după aceeași ordine, după aceeași așezare, dar cumva au continuat, ca dovadă că, iată, urmează să ne întâlnim cu voi și într-un concert online, înțeleg, pe 14, dacă am văzut bine. Aici, care a fost istoria acestui concert? În izolare, foarte mulți artiști au repliat pe online. Eu nu că m-am enervat, dar am considerat că nu e foarte corect să dai românului online atunci când nu are alternativă. Și am vorbit cu dragul meu coleg și prieten, tovarăș de viață, Bobo, și am zis, hai să facem un concert online, dar să-l plantăm exact când iese lumea din izolare, ca să aibă de ales. Mă duc la terasă cu copiii sau într-o duminică seară venim mai repede la terasă și ne uităm și la fără zahăr online. Am fi noi mai ciudați, dar asta am vrut să facem. Da, ca și altă dată, cred că o să vă iasă foarte bine. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic. E tot un munte, dar-i mai mic. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, să mă cocos direct pe el. Vedeți voi cine-i bărbățel? Ei, e weekend iar, de mic a fost o foarte mare temerar. Orașul ăsta aglomerat, m-a sufocat. Aud o voce cum mă cheamă natura, mamă din nou la ea mă cheamă, da. Mă cheamă mama din balcon, că la amiază trebuie să dorm. Hai bine, dorm un ceas, apoi am muntele la pas, apoi am muntele la pas, cu cașca mea, brigada mea, băieții mei, golanii mei, prietenii mei, mă bazez pe ei, da. Am doi prieteni nu prea buni, se facă plouă când îi suni. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic. E tot un munte, dar-i mai mic. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, să mă cocos direct pe el. Vedeți voi cine-i bărbățel? Ei, dar nu singur, el e pufi. Poți încerca să-l atingi, dar nu fi prost. Că mori fără rost, nu e masiv, dar e agresiv. Mutilează trupul, protejează grupul, bagă în spaimă lupul, pufi. Pufi e un fel de pechinez, jumate cupișon maltez.
gândești la munte, trebuie să știi, pot apărea intemperii. Că așa e natura, vine viitor, ești mâncat, ești terminat. Dar poți să vină și un taifun, cortul meu e cel mai bun, da. Cortul e bun, dar plouă în el. E o piscină cu cățel. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic. Păi tot un munte, dar-i mai mic. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, să mă cocoți direct pe el. Vedeți voi cine-i bărbățel. De munte trebuie să te hrănești, altfel nu supraviețuiești. Cu mâinile goale vânezi animale, cu mâinile goale. Hai, ursul, vin la tata, îți fac o schemă cu karata, kata. Că eu nu prea mă tem de urși, acasă dorm cu doi de pluși. Am o coajă de banană, pun capcană, pun capcană să prind un cerc. Că vreau să-l fierb și un iepurar, să-l fac rântaș. Că așa-i la munte, carne crudă, apa-i rece, apa-i udă. Am un pachet de biscuiți și pap încet să nu sufniți. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic. Păi tot un munte, dar-i mai mic. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, să mă cocos direct pe el. Vedeți voi cine-i bărbățel. Până acum evenimentul se mișcă foarte, foarte, foarte ok. Pe de altă parte, reîncep concertele în aer liber, din fericire, terasele își mai pierd intimitate, mă rog, foarte trunchiate ca număr de persoane care au voie acolo, dar asta e. Pe o terasă în care altădată încăpeau 250, acum se spune că încap 60. Ce o să facem? Facem un spectacol azi și unul mâine. Habar n-am. Nu știu de dar... ce am impresia aceasta, poate greșită, că perioada despre care vorbim și în care încă ne mai aflăm, nu știu pentru câtă vreme, pentru cât timp, va fi la un moment dat și o sursă de inspirație pentru repertoriul vostru. Poate e o părere că... greșită, nu știu, am îndrăzit totuși să o, nu o lansez. Nu greșești, chiar avem un viitor cântec. Dar nu e legat de tema COVID-ului, pentru că e mult prea aproape Iași de Suceava, mult prea mulți oameni care amici, oameni dragi, care chiar au suferit acolo în Suceava cu toată nenorocirea asta. Dar da, izolarea și panica vor face parte dintr-un cântec fără zahăr. Repet, fără să vrem să ironizăm necazul real al unora. Okay? Ce să zic, uite, noi personal ca și oameni și ca și membri ai unei trupe, nu că am profitat de situație. A trebuit să ne acomodăm, dar ție-ți vine să crezi că în perioada asta a reînceput câinele să mă recunoască? Câinele meu din curte a reînceput să mă știe de șef, că atât de mult eram plecat de acasă. Am aflat în sfârșit câți copaci am în grădină. Am reușit să culeg vișinul cu mâna mea. Și în paralel, până să se întâmple primul blocaj cu stat în casă, începuserăm să lucrăm la noul album. Iar în timpul blocajului, efectiv, am creat, ne-am recăutat pe noi. Cam asta a fost. Mă bucur că aud și povești în cheia aceasta, știi? În cheia unei variante de a trăi, la care poate nu ne gândisem sau pentru care nu vedeam o durată atât de îndelungată, dar care, într-un fel sau altul, pentru noi a însemnat tot partea vieții noastre. Exact. Exact. Păi sunt foarte mulți care au lucrat de acasă și se pare că unii au dat chiar randament mai bun. De ce? Pentru că erau cu unul pe copii. Dar asta însemna că erau alături de cei dragi și cumva cred că își canalizau altfel energia. Mă refer la... Și ce mă mai gândesc că o parte din ceea ce am învățat în această perioadă, forma aceasta de a ne descurca foarte mult singuri în zone
sau, nu știu, în camere în care nu îndrăzneam să intrăm pentru că ne gândeam că acolo găsim ceva cu care nu am ști să lucrăm, cumva toate astea vor rămâne în continuare aproape de noi. Și vor genera la rândul le poate schimbări și de sistem și de abordare dacă și de funcționare. Sper că înspre bine, știi? Scuze, îmi dai voie să încerc să traduc în moldovenește ceea ce tocmai ai spus? Te rog! Profesor care o viață întreagă a stat cu creta în mână la tablă a trebuit să descopere aplicații pentru a lucra cu elevii online. Și de voie de nevoie le-au descoperit, aproape s-au perfecționat. Și într-adevăr, e păcat ca pe viitor să nu se exerseze treaba asta din când în când. Da, asta cred că ceva din ce am dobândit acum de nevoie va rămâne în obiceiul nostru. Da, am învățat să mergem pe o nouă bicicletă și sper să nu uităm. La 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 la, hai și tu. La. La 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 la. E una nina, nu o știți. Ne-am cu vecina, tot nu știți. În toate ziua o plimbă soțul cu mașina. Par veniți, ba la cacica, Salin, ba la humor, Sorin. Și-mi povestește, le înfloreaște și eu mor. Ajutor, deci prin urmare, fără deci, vreau răzbunare. Unde pleci? Mi-am luat familia și-am mers cu ei la mare. E păltare, să văd meduza, batem, și cașalotul, n-avem. Și întâi de tăite să-i închid lumina podul. Cu cotul. Am mers la cușetă, ca într-o rachetă. Ce fere. Intergalactica pe coadă de cometă. Întârzie. Și ascultați-mă ce spun, că ce fereu-i cel mai bun. Că dimineața eram cu toți la Neptun. De când o cobor din tren, steluța-i tătănua zen. Pe spate roșii caracu, fața-i albă ca chișleacu, iar eu săracu. Hey! Mă sâse ca gânsacu, încercând să-i gonflez colacu. Bărbate, și parcă-am chicat într-o vrajă pe spate. Lângă tine pe plajă eu mă îngrop în semințe. Tu bei bere la chil, privește soarele ca pipiaște, ne prăjește. Cum tu? Subtil de sară, nu o să-mi pun o rochiță de far. Nu cheltuim. Una foarte pestriță, ne plimbăm pe faleză. Ca la Bravo ai stil. Văleu, văleu, și pune căciula la copil. La alo? La 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 la. Nina? La 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 la. Nu uitați să-mi o zgrădea. Aho, aho, domnul nisip, cicați mata la mine în slip. Că mi-a intrat în ochi, în gură. Acum am scârțit în dantură și-am țăpat la dracucela. Care dă de cu tine în mine. Uai, copchile, stai mingea, ții, chiar nu-ți rușine. El o zis, scuzi, mă, nina. Păi n-am ce face, trebuie să-l iert. Mai ales că lângă dânsul mă s-a țepă. Părâmp fert! Fiule, fiul altcuiva, atenție la nenea Bobby. Când crești mare, să eviți asemenea faze. Se numește rasism muzical, da? Mă doare capul, nu-i crăpat și nici nu-ți bată. Sunt solat, concediu ăsta de la mare. Mi se pare că-i tare de... Minunat! Am trei hamsi în farfurie, minunat! Una din ele pare vie, felul în care mă privește. Cum? Mă scormonește, Doamne ferește. Parcă-i Freud reîncarnat în pește. Adică cum adică? De când o cobor din tren, steluța-i tătărma zen. Pe spate roșii caracu, fața-i albă ca chișleacu, iar eu săracu mă sâsi ca gânsacu, încercând să-i gonflez colacu. Bărbate, parcă-am chicat într-o vrajă pe spate. Lângă tine pe plajă eu mă îngrop în seminții. Tu bei bere la chil, privește soarele ca pe pește, ne prăjește. Cum tu? Subtil de sară o să-mi pun o rochiță de vară. Nu, una foarte pestriță, ne plimbăm pe faleză. Ca la Bravo ai stil. Văleu, văleu, și pune căciula la copchil. La, 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 la. Alo? La, 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 la. Nina? La, 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 la. Nu uita să-mi plimb găina. Ce-a plăcut cum a cântat nenea Bobo? Da, 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 foarte, foarte, foarte mult. Hai, hai la mama ta, că nu sunt obligat să crezi că copiii altora. Nenea Bobo, vreau la mama.
Fără zahăr. Acoustic live în Foișor. Sincer, abia aștept concertul vostru, pentru că nu ne-am regăsit de destul de mult timp. Eu oricum vreau să vă mulțumesc pentru că instituția voastră, încă de când a apărut Fără Zahăr, ne-a deschis o ușă largă și ne-a sprijinit foarte mult. Inclusiv prin formula de la Iași. Mai ales. Chiar mă gândeam, parcursul acesta, cred că la momentul sau la perioada de început, nici nu am fi crezut că lucrurile se leagă așa, adică fără a arde etape, știi, și fără a face schimbări majore de conținut, totuși, iată, proiectul acesta, ușor inedit, dacă nu inedit cu totul, aș îndrăzni să spun, Fără Zahăr, trăiește atât de bine și de frumos, alături de un public pe care l-ați construit, practic, în toți acești ani. Îți mulțumesc pentru apreciere. Într-adevăr, nu am ars etape. De la niște băieți aparent doar fanii, știam că nu suntem doar așa. Am ajuns să scriem piese de teatru care se joacă prin toată țara. Am ajuns să fim invitați în cele mai importante și frumoase festivaluri de folk ale țării, festivalul de teatru în care Fără Zahăr cântă. Fiindcă nouă ni s-a spus în 2003, când eram doi dorohoieni ajunși în București, la o casă de producție care ne-a plătit inclusiv, ne-a decontat biletul de tren. Deci cam asta ne-a costat pe noi intrarea în muzică, adică nimic. Acolo un director de producție ne-a spus, un director muzical, sper că nu e urât ce spun, spune așa că trebuie să lași, hai să nu spun beșica, așa a spus beșica, trebuie să lași balonul ăsta să crească, să se umfle foarte, foarte lent. Să te bucuri de panta ascendentă, dar nu bruscă. Lasă-te să crești. Și uite că sunt, acum în ianuarie sunt 20 de ani de când a apărut, de când ne-am înființat și vreo 18 de când chinuim urechile oamenilor de pe piața muzicală. Ascultă-i
În dreptul căreia nu pot semna foarte mulți, pentru că cel puțin și noi am prins și trăim din plin vremea aceasta în care vrem ca totul să se întâmple peste noapte. Și să vezi și să ai răbdarea să investești și timp și încredere și mai ales consistență, substanță în ceva, cred că e tot una cu performanța. Eu aș spune egal, pentru că, repet, asta spune ceva și despre produsul în care crezi și în care investești în mod constant. De fapt, asta în fond e viața, știi? Trebuie să o trăiești în fiecare zi. Păi, noi cred că am avut în primul rând nevoie de anii ăștia ca să ne maturizăm ca artiști. N-ai cum să te maturizezi la 23 de ani, zic eu. A trebuit să creștem, să acumulăm. Să acumulăm pe lângă experiența artistică, să acumulăm seriozitate, să acumulăm profesionalism, empatie și 2-3 fire albe în barbă. Asta în loc de trofeu. Eu plănuiesc ca în următorii 5 ani să mă și maturizez. Nu știu dacă e neapărat un plan bun de viitor. E mai greu la artiști. Trebuie să le lăsăm cu doaga, nu sărite, dar măcar așa clătinându-se, știi, să aibă parodontoză la o doagă. Vreau să continuăm discuția în aceeași cheie și împreună și cu Bobo și vă aștept la Tăriește Românie, în studioul nostru, la televiziunea română. Cu mare drag, când vom avea, vom veni atunci când vom avea drum. Veniți imediat ce se așează lucrurile și deschidem platoul. Exact, deschideți platoul și ne anunțați și noi venim frumos. Venim cu o chitară și facem poluare fonică. Neapărat. Suntem aici o echipă mai mare, care nu se vede toată la televizor, dar care cu siguranță va aplauda de acolo din studio și din spatele camerelor, împreună cu toți cei care ne urmăresc din țară și din străinătate. Da, le mulțumesc că anticipat. Să înțeleg că nu aveți aplaudaci cu ora, nu avem. Nu avem. Nu-i plătim. Aplaudăm de bucurie și de plăcere. Asta e cel mai important. Mulțumesc foarte mult, Bobby. Mulțumesc mult, mult și pentru faptul că, iată, reușim să vorbim, poate nu foarte des, dar atunci când o facem avem și proprietatea sensurilor, cuvintelor pe care le folosim și avem și dovezile, adică avem pe voi, cei prin care putem să deșirăm astfel de povești. Mulțumesc frumos! Cu mare drag și mulțumesc pentru invitație! Și ne întâlnim la concert, da? Concert fără zahăr pe 14 iunie în online, căutăm pe paginile voastre de Facebook exact. Și... Exact. Mai vedem acolo coordonatele ca să știm ce avem de făcut pe 14 iunie, concert fără zahăr. Mulțumesc frumos! Mare drag, mulțumesc și eu!